presupune o responsabilitate și cu ocazia asta lansez și un mesaj, pentru că suntem în campanie electorală și sper ca locuitorii comunităților locale, a comunelor, a orașelor și așa mai departe, să trateze cu cea mai mare responsabilitate aceste alegeri, pentru că guvernul, oricare ar fi el, cu cei pe care locuitorii îi aleg, vor trebui să discute și să găsească soluții. Și atunci, cu atât mai mult, trebuie să aleagă oameni în care într-adevăr au încredere și oameni cărora să le dea într-adevăr prin vot legitimitatea de a discuta proiecte de dezvoltare locală atât cu guvernul cât și cu mediul economic, pentru că dezvoltarea unei comunități nu se face doar cu bani de la guvern, se face și cu investiții și aici guvernul, cel puțin guvernul care îl conduc, va da tot concursul pentru a atrage și investiții românești sau străine, dar asta presupune și o implicare a colectivităților locale. Deci dezvoltare locală înseamnă mai mult decât compensații, înseamnă și o viziune la nivel local și sper să vedem această viziune cât mai bine definită după alegeri. Dar acum e momentul să discutăm într-adevăr de lucrurile astea.